Elvire Popescu, care mulțumită dumneavoastră fidelității publicului și a fidelității realizatorilor, a devenit în foarte puțină vreme o referință în peisajul cultural din București. În seara asta avem, sala Elvire Popescu a devenit o referință în materie de programare de film european și de coproducție franco-române și nu numai. Și în seara asta avem o mare bucurie de a prezenta filmul Povestea iubirii a domnului Mihailanu, care are și o poveste a iubirii împărtășită cu Institutul Francez de mai mulți ani. După film, domnul Mihailanu va fi bucuros să răspundă la toate întrebările dumneavoastră. Mulțumesc frumos! Toate întrebările nu sunt sigur, dacă rămân în cadrul profesional, da. Primul rând, mulțumesc mult să ne găzduiți încă o dată la Institutul Francez. Am început-o foarte devreme, cred că aveam vreo 5 ani, când am venit prima dată pe aici să văd Louis de Funès, Fernandez, Bourville și alții, Truffaut și Godard pe timpul ăla, René și alții. Aș vrea să mulțumesc foarte mult Librei Film, echipei și mai ales doi genii, Tudor și Oana Giurgiu, care m-au nebunit de când sunt aici la Cluj și acolo la București, dar la Cluj au fost trei proiecții extraordinare și numai ei pot să le inventeze. Una pe piața Unirii cu 3.000 de oameni, după aia a doua zi într-o sală de 730 de oameni unde au băgat 800. Și ieri seară, un miracol, am făcut o proiecție într-un sat, satul în care am filmat, la Dâncu, lângă Cluj, unde era inimaginabil, adică erau oameni țărani din sat care nu văzuseră în viața lor un film de cinema, adică au văzut numai filme la televizor, dar în viața lor un ecran mare cu sunet puternic și au venit și țăranii din satele din prejur, plus niște oameni cu autocarul din Cluj, s-au trezit cam 400 și ce era formidabil, vindeau țăranii mâncările lor. Vindeau chiftele, slană, brânză, era inimaginabil. Am făcut poze, e magia cinemaului și magia lui Tudor și a lui Oana și cu toate echipele lor. Deci, mersi Tudor, care sunt și producătorii filmului în România. Mersi echipei, sunt o parte aici și la sfârșit o să vă rog să veniți și să fiți aplaudați dacă vă place filmul. Și bineînțeles va fi o mică surpriză, deci sunt și actori în sală, vor mai fi și alții la sfârșit și o mică surpriză la sfârșitul filmului. Deci vă urez o proiecție plăcută, n-aveți roșii la voi, deci dacă nu vă place, exprimați-vă altfel și ne vedem mai târziu. Once upon a time there was a boy loved a girl. They made up thousands of games. He promised her he would never love another girl as long as he lived. Leo! Thinking about her again? Did you sleep with her? It's been 60 years! Dumb car! Not now! I'm busy! I'm the nude model. You're too ugly. You're going to ruin their lesson and probably screw up their lives. Rastin. Happy birthday. He hasn't said a word to me all night. Well, as soon as it gets dark, jump his bones. I'd rather we just stay friends. What? Are you crazy? I don't want him to think I'm easy. I want to say someone before. I'd just like to say how happy and how thrilled I am to be able to be here tonight. It's wonderful. It's only my second time in Bucharest. And I'd really like to say what a wonderful experience it was making this film with Radu, who is simply wonderful.
helped me so much. I came to the project a little late, so that I needed all the help that I could get. And Radu, who was the most sensitive, most intense and wonderful director, because he somehow gets into an actor's head and into an actor's mind, and can direct an actor and tell an actor what he wants from them, with never dictating, never always drawing the performance out of it. And it was a wonderful experience, truly, truly wonderful. A lovely, lovely company, a lovely cast. I know it's a very sad film, but we also had a lot of fun doing it. It was wonderful, and I hope you enjoyed it. Thank you. Very good film. Just Derek, I want to say that it's very easy to have a Stradivarius in the orchestra, and it's very easy to have you in my heart. Thank you. Nu știu ce să zic, decât că mă bucur că am participat și eu un pic așa la... Dacă ați clipit... Dar ceea ce a spus Sir Derek mai devreme, în legătură cu lucrul lui Radu, cu actorii, este absolut valabil, nu numai în ceea ce privește rolurile importante, rolurile principale ale filmului, cei pe care i-ați văzut mai devreme pe ecran, rolurile care duc și înalță filmul, ci în legătură cu toate personajele care au participat, cei care au roluri mai mici, chiar și figurația, adică Radu este un regizor care consideră că fiecare participant la o singură mini-secvență, dacă vreți, este la fel de important pentru atmosfera și pentru mesajul filmului, ca și cel care are rolul principal. Da, și eu vreau să spun că sunt foarte fericită și recunoscătoare că fac parte din așa un film. Iar lucrul cu Radu, într-adevăr, e absolut incredibil. Și mulțumesc frumos! Bine, avem o poveste lungă noi. Asta vreau să vă spun. E așa de greu să vorbesc de treaba asta, pentru că acum îl văd pe Radu și îmi amintesc că, fiind deja actor la Teatrul Evresc, a apărut un tânăr, subțirel, drăguț, talentat, deștept. Pe scena Teatrului Evresc, l-am luat ca un copil al nostru și a fost băiat deștept și a fugit. Drept care... Nu din cauza voastră. Nu. Asta vreau să spun, că am spus că a fost deștept. Am spus altceva. Și vreau să îi mulțumesc din nou. Pentru că am avut ocazia să lucrez cu el, am lucrat cu el și la Trendul V, am lucrat și acum. E o plăcere să lucrez cu el. E atât de professional și atât de încărcat de tot ce vrea să spun, încât ți-e greu să nu respiri cu el. Când îți spune câte ceva, când ai de făcut o scenă, respiri cu el, faci ce vrea. E o splendoare. Și ceea ce vreau să remarc eu pentru mine acum, și e o treabă care trebuie să vă spun, pentru că timpurile sunt destul de rede grele, și am senzația că e foarte bine că am mai apărut un film în care evreul din Radu și din mine a ieșit pe ecran și menține ceea ce spune el în film, că vrem pace. Mulțumesc! Am uitat să vă prezint pe Rovina. Vino cu noi, că joacă și am fi. Pardon, scuze-mă, Lilie, scuze-mă.
suntem la 5-a sau 6-a experiență comună cinematografică cu Radu. Credeam că sunt suficient de antrenat să duc la capăt orice provocare care mă oferă Radu, dar în cazul acestui film a fost ceva extraordinar, ceva, într-adevăr, cum spunea Derek, entuziasmant, pentru că a fost o experiență complexă și sper că aventura asta cu Radu, care ne trebuie după el de 25 de ani, să continue cu următoare provocare. Mulțumim, Radu! Mersi! Numai să vă spunem, tot ce ați văzut sunt puține decoruri cu adevărat naturale. Totul e cam refăcut, studio, un studio adaptat, că aveți New York cu 46-54, deci chiar și străzi le-am filmat la Montreal, unde am refăcut New York-ul, deci Cristi a avut un piculeț de muncă. Vreau să-ți mulțumesc, Radu, pentru tot ce mi-a oferit, pentru că fiecare film e un cadou foarte complicat. Trebuie să scotocim în el să vedem ce conține și cred că e un privilegiu foarte mare faptul că ne întâlnim așa din când în când în acest context și de fiecare dată ne redescoperim și găsim poveștile tale absolut minunate. Parcă ar trebui să nu se mai termine niciodată. Mersi mult! Mersi. Am început la traieri noi doi, nu? Nu, trandării. Trandării. În 98, după care am continuat cu reconcert de acest proiect. First of all, I wanted to thank you very much for the beautiful movie. Well, I think we're really impressed. To all the crew, thank you very much. My question is, usually, for cinematographers, it's the regular thing when you finish the movie and you already release it. You watch it and you think, this could be shorter or longer, or better, or brighter, anything. When you release your movie, did you have any thoughts like that? I have a lot of people around me who have that sort. Saying, Radu, you're still doing long movies because it's a big, let's say, commercial problem. Because you, instead of having 5 screenings a day in a theater, you have just 4. So that's less money. So I live with that pressure for all my movies, especially for Live and Become, who's 2 hours 26, I remember. So I don't say I'm perfect, but I'm always doing long movies. I don't know why I'm afraid to miss something. Maybe it comes from Romania, where we miss everything. Even bread sometimes, or we were afraid to not have enough. I remember when we were inviting people to dinner, and I still do that home, that I'm always afraid that they will not have enough to eat. So maybe that's why I'm writing and directing 2 long movies. But again, when somebody writes a book, nobody tells him if there are too many pages, or for music, too many notes. So why we cannot, I don't say that, maybe sometimes the movies are too long, so maybe I should cut. That's not the answer. Maybe one day I will say I was so stupid to not make shorter movies, but I need that. I need to take my time. This is your way. Thank you for the pleasure. Thank you. Mulțumim foarte mult. Thank you very much. It was very emotional. My question is the story. The story there is... I didn't read nothing about it before. And you didn't understand anything. Don't worry, you're not the first one. I just want to know if everything is real there. Of course, it's a documentary. Okay, thank you. My grandfather started to shoot it in a shtetl in Poland. Okay. He gave me the camera, he gave to my father the camera, and my father gave me the camera. So it's a real documentary. Everybody exists. Almost the dog from the beginning. Thank you.
The dog is really true. Yes. So, very good question. Yes, it is true. You know, I just came back from China. I have a subject with them, and there is a scene in my script where a Chinese in the 30s, end of the 30s, he's raping a soprano woman. And my Chinese partner said to me, no, historically, no Chinese raped any woman during the war. I say, okay, so I will take it off. So everything in life, it's true. Thank you. Continuând ideea întrebării de mai înainte, când veți ecraniza romanul scris? Care? Ăsta? Este iubit. Adică l-am ratat. She asked me when will I adapt finally the book. Noi vedem continuu un manuscris. I just wait to grow up a bit. And I promised one day I'll do it. First of all, congratulations to all of you. And you said you like to take your time while you shoot your movies. Were there any scenes that didn't make the final cut, and which were they? There was a lot that we shot with Claudio and Simona, the Chile part. The Chile part, there were many scenes, how they meet in front, in a cafe shop, how they go and they see each other in front of a university in Chile, all that went out, and I don't remember, but we cut a lot. First editing was 2 hours and 40 minutes. So we had to take out because it was not so important. I felt that we want to go a bit faster to the end, a bit quicker to the end. And anything from the main narrative course with... What do you compare to the book or to the to the movie? Just to the movie. The narrative, Chile is narrative, but I felt that it's not useful to have that much Chile, because we were more interested in those two stories, the Leo story and the young Alma story. So everything that could stop that, I took a bit out. And were there any cuts from the Derek's, from Leo's story and from Alma's story? Not that much. Not that much, I think. I made sure there was no cuts. You don't know him. He can be very bad. And he's very expensive, so any cut would cost millions. You know, that's the problem. I assure you that is not true. Thank you. But what would you cut now? What I would cut now? For the moment, nothing, but it's too early. It's too early, but maybe in a couple of years, I would say. No, there are one thing, but it's very stupid. It's not really important. The credits at the beginning, I hate that they're so long. So long, those credits. I would put that at the end and faster. It's so long to go into the movie and that the movie starts and without music, and I hate that each time I see. Bună seara, primul vreau să vă felicit pentru film. Am văzut o rolă de filmele noastre și acesta mi-a creat aceeași emoție, plâns, râs, ca celelalte filme. O întrebare. Eu am cumpărat cartea de la Humanitas înainte să apară filmul, tocmai pentru a reuși să fiți cumva în tema filmului. N-am terminat cartea. Cât am citit, am văzut că vă apropiați foarte mult de carte. Întrebarea e, de ce ați ales această carte? The question is I will answer in English. It's okay for everybody. Okay, so I read the book in 2006, and a friend of mine offered me the book, knowing that it was very close to my stories, to what I love. And I remember that I love it so much for two reasons. For the first reason, that we all of us lived since 2006, 8 and more now, so many crises, and a kind of a very cynical period. People are cold, people are afraid to love, are afraid to be loved. It doesn't mean that they don't dream to love and to be loved.
And all those crises around us, economical one, financial, ecological, all the crises coming together against racism, xenophobia, fascism, everything, stupidity. And that book, when I read it, it came very deeply in my soul saying, wow, human being is still wonderful. Even if it's a very romantic and utopic story. But I realized how difficult today is to love and to be loved. And that book teaches me, say, you still have to try. You still have to believe in that. And maybe from there, crisis by crisis, we'll get to resolve that. But I didn't imagine to make a film that time. And two producers came to me when they bought the rights, saying, we know you read it, we know you loved it, and we know, the second thing, that character is quite your father. And it's true. Leo is so close to my father. And even, I don't know if I told you, the dressing, Viorica knows very well my father, we dressed you a bit like my father. With those shoes, with that stuff always, even if it's hot, you have always something with you. And that's my father. And so it was so close, and my father, he was deported in a concentration camp. He lived at Ceaușescu like all of us, but he was had a kind of a hard story with the Securitate because he was friend with Mirona Paraschivescu, long stories. And he always was funny. He always teach us to love life. So that's Leo. Leo lived all the tragedies, but in the same time, he never gives up. And he always believe in love. So those two reasons beside me, even if with the producer we said, my God, that will be so difficult. Difficult to write a script because the narrative part, it's not written in the chronology order. And to deconstruct like this will be difficult, the language. And so difficult, so expensive, so difficult to reproduce New York and to do that this way. And finally we say we have to do it. We have to do it for those two reasons. To bring back, if we can, love, and to bring back to people to say, believe in God, in love, and maybe we'll go back and we'll resolve all those crises because we'll get back close to each other. And again, to make a movie for my father, which I always did. That's it.